Liviu Dragnea le face concurență mai nou bucătăreselor de pe YouTube. Fostul șef al PSD și-a deschis un canal de gătit. Pe lângă abilitățile de bucătar, Dragnea arată că are și inclinații de nutriționist. El dă sfaturi despre cum mâncarea poate ajuta pe bărbați cu fertilitatea. Printre indicațiile pentru pregătirea rețetelor, politicianul critică sistemul din România și inserează fraze naționaliste. Videoclipul este deja viral și a adunat aproape 200.000 de vizualizări. Bun venit la bucătăria de acasă. Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea. Așa și începe Liviu Dragnea, primul videoclip din cariera sa de vlogger culinar. Bucătăria pare să fie noua lui pasiune, pe care o practică, probabil, și forțat de împrejurări. Politicianul este singur de aproape un an și jumătate, după ce s-a despărțit de Irina Tănase în decembrie 2021. Cei doi au avut o relație de 8 ani. De altfel, fostul lider PSD a trecut și printr-un episod depresiv, cât timp a fost în închisoare. Liviu Dragnea nu se simte bine, nici cu sănătatea, nici emoțional, nici psihic. Se simte abandonat, uitat, neglijat, scria pe Facebook acum 2 ani fostul său coleg de partid, Codrin Ștefănescu. Toate încercările nu l-au doborât însă pe Dragnea. Mai mult, l-au transformat într-un adevărat șef. Prima rețetă pe YouTube este mâncarea de păstăi, care, spune el, crește virilitatea bărbaților. Și fasolea păstăi are foarte mult fier. Fasolea galbenă, de exemplu, are vitamina A, are vitamina C, cantități foarte mari, potasiu, acizi grași, omega-3, ajută fertilitatea la bărbați și la femei previne pierderea sarcinii. Politicianul a gătit teci de fasole galbenă, iar printre detaliile legate de rețeta a ținut să critique și supermarketurile, dar și anumite instituții. Nu mai folosesc de mult produse cumpărate din magazin, pentru că nu mai am încredere. Ar fi bine să vă uitați cu foarte, foarte mare atenție pe etichete. N-am văzut nicăieri în lume ca în limba țării respective să scrie atât de mic încât ai nevoie de lupă ca să citești ce scrie acolo. Asta arată respectul pe care ne-l poartă nouă și asta e din cauza celor care le permit așa ceva. În timp ce vorbește despre alimentația sănătoasă, Liviu Dragnea arată însă că nu a renunțat la viciile sale. În cadru își face apariția o scrumieră plină. Nu lipsesc nici mesajele patriotice și cu iz antioccidental. Vreau să vă spun că tot ce voi prezenta aici, absolut tot, va fi mâncare fără gluten, fără excepție, și mâncare doar din ingrediente sănătoase și ingrediente românești, pentru că țara asta este mult prea bogată ca să fim nevoiți să aducem pentru hrană ceva de afară. Videoclipul a adunat și o mulțime de comentarii ironice. Foarte bună mâncarea! Am avut șansa să gust când eram colegi de celulă. Sper să meargă bine canalul ca să nu mai fie nevoie să faceți politică. Când îți dorești să fii dictator, dar realizezi că aveai dorințe prea mari. Deschis de nici 24 de ore, canalul de YouTube al politicianului a depășit 2000 de abonați. Vă cea mamă. Foarte gustoasă. Dragnea și-a deschis și un cont de TikTok. Liviu Dragnea PSD. Tam tigri tam ta.